Bună ziua, dragilor, și bun venit din nou la Bucătăria Marocană! Astăzi voi face cheesecake cu ciocolata fără coacere. Pentru această rețetă avem nevoie de: pentru blat, 500 de grame biscuit, 170 de grame unt topit, pentru crema, 500 de grame brânză proaspătă, 300 de ml frișcă lichidă dulce, 25 de grame gelatină, 100 ml apă rece, 100 de grame zahăr pudră, 250 ml lapte, 180 de grame ciocolată neagră cu 75% cacao, puțin cardamon și un plic zahăr vanilat. Pentru glazura de ciocolată, 200 ml frișcă lichidă dulce. Dacă frișca nu este dulce, adăugați și 2 linguri zahăr. 180 de grame ciocolată neagră cu 85% cacao și o lingură unt. La început, voi macina biscuiții la roptul de bucătărie. Cam așa trebuie să fie. Transfer biscuiții într-un bol și îi amestec cu unt topit foarte bine. Într-o tavă detașabilă, căruia i-am scos partea de jos și am așezat-o pe o farfurie, transfer compoziția de biscuit și unt. Și o nivelez foarte bine cu ajutorul unei lingură. Apoi, o dau la rece, timp în care pregătesc crema. Pun un bol peste craticioara, în care am pus apa, apoi adaug lapte, ciocolata, cardamon și zahăr vanilat. Și le las până se topește ciocolata.
După ce s-a topit ciocolata, las bolul la o parte și pregătesc crema. Dar înainte să încep crema, voi pune gelatina la înmuiat și voi amesteca bine. Acum, într-un bol mare, pun brânza cu zahăr pudră și cu ajutorul unui mixer de mână, le amestec până se omogenizează zahărul cu brânza. Apoi, încep să adaug frișca puțin câte puțin, amestecând continuu, până când termin toată cantitatea de frișca. Acum, voi lua ciocolata topită, după ce a răcit un pic, și peste ea adaug gelatina și amestec bine, până când se topește toată gelatina. După ce termin, adaug amestecul de ciocolată topită și gelatina peste amestecul de brânză și frișca, puțin câte puțin amestecând continuu cu mixerul de mână. După ce am amestecat ciocolata cu crema, iau platoul de biscuit din frigider și pun crema peste el. Apoi, pun cheesecake-ul din nou la frigider, pentru cel puțin 4 ore sau peste noapte. După 4 ore, voi pregăti glazura. Voi topi ciocolata împreună cu frișca în baie de abur.
După ce se topește ciocolata, adaug o lingură unt. Am adăugat untul ca să fie glazura mai lucioasă. Amestec bine până se topește untul. Apoi, iau bolul și las amestecul să se răcească 5 minute. Apoi, scot cheesecake-ul din formă. Ca să iasă cheesecake-ul ușor din formă, trebuie să-l lăsați 15 minute după ce îl luați din frigider. Sau folosiți un uscător de păr, dacă nu vreți să mai așteptați. Apoi, îndepărtez cu grijă inelul din jurul cheesecake-ului. Acum, pun glazura peste suprafața cheesecake-ul, așa cum vedeți. Puteți să serviți cheesecake-ul așa sau puteți pune niște floricele de frișcă amestecată cu cacao. Cheesecake cu ciocolată fără cocere este un desert simplu și rapid, pe care oricine îl poate prepara. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și vă aștept la o nouă rețetă de la Bucătăria Marocană. La revedere!